că e momentul să vă salut și eu pentru acest daily vlog, pentru că nu cred că am făcut asta. Cred că v-am arătat puțin de la buze, pentru că am fost la retuș. Astăzi este joi, iar la retuș am fost luni. O să mă demachez oricum să vedeți și buzele. Am o vânătaie aici și una aici. Dar nu-i problemă. Astăzi a fost o zi de filmat mai mult, pentru că am filmat un make-up de primăvară, acest make-up pe care îl vedeți voi, în principiu cu produse noi de make-up, sunt și altele, pe care le știți probabil. Am filmat și un haul cu niște hăinuțe pe care le-am primit și am făcut și încheierea pentru un video, pentru un alt video. Și acum vorbesc puțin și pe daily vlog, de mă simt, nu știu, ceva super. Vreau să vă arăt produsele pentru că rămăsesem cumva datoare. Să vă arăt ce am primit la evenimentul Garnier. Și să vă spun că în sfârșit mi-am cumpărat mașină și sunt foarte încântată. Cred că o să... Mâine. Cred că vă arăt mâine. Am cumpărat-o de mai bine de o săptămână. Am condus-o vreo 2 zile, cred, și după am lăsat-o la service pentru nu știu exact ce, că nu m-am ocupat eu de ce s-a întâmplat acolo, dar în principiu, din ce știu, s-au schimbat cauciucurile, erau cele de iarnă și s-au pus cele de vară. Ce s-a mai întâmplat? Ceva schimburi de ulei, în fine, mai multe lucruri, dar da, abia să vă arăt mașinuța mea. Nu este exact ce mi-am dorit eu, nu e, dar așa ca o mică paranteză, care tot e daily vlog povestim, eu îmi doream foarte mult ori Mercedes clasa a 2016-2017, pentru că s-a schimbat modelul. Ori GLA, ăla e o idee mai mare, un mic SUV, așa, dar diferența dintre mașina pe care am cumpărat-o acum și clasa și GLA sunt undeva, e un preț dublu. Dar asta este, bun. Dar cred că era mai frumoasă mașina pe care am vândut-o. Mercedesul acela Celica. Există un vlog în care v-am arătat-o. Pe aceea nu știu dacă v-am povestit. Am vândut-o pentru că a fost o ploaie cu grindină anul trecut, în vară, și a cam distrus-o, adică a distrus-o complet. Parbriz, capotă și portbagaj erau foarte, foarte multe găurele și am vândut-o. Și cam plâng după ea. Plâng după ea, deși ce am cumpărat acum este mai scumpă decât Selecau, dar bine, aia era mai frumoasă. Era decapotabilă. Ok. Cam asta cu mașina. Mă bucur într-un fel că am cumpărat-o, pentru că nu mai stau să caut, să vizionez, pentru că mă plictisisem. Și acum am timp de alte lucruri. O să comand cât de curând și un microfon, pentru că am găsit ceva care se potrivească cu camera asta mică cu care filmez eu. Așa, a trebuit să-i deschid ușa lui Pisichi. Ce-am mai văzut prin comentarii, mi-a scris cineva, asta ce mi-a rămas așa în cap, să filmez mai mult de afară, să nu mai filmez doar din casă. De afară filmez doar dacă am daily vlog, doar dacă fac daily vlog. În rest nu am ce să filmez de afară. Dacă fac un tutorial de make-up o să-l filmez doar acasă, dacă fac un haul o să-l filmez doar de acasă și dacă fac ce mai, nici nu mai știu, un haul, nu știu. Dacă pot, adică doar în daily vlog filmez de afară, din afara casei, în rest o să mă vedeți de aici. Și de multe ori chiar și în daily vlog sunt doar acasă, pentru că viața mea nu este interesantă și nu fac foarte multe lucruri. Bun, și cred că mai era ceva de menționat, dar nu mai știu ce. Da, nu mai știu. O să-mi aduc aminte și poate revin. Despre buze voiam să mai spun. Deci am fost la retuș, fără deci, am fost la retuș,
Prima oară mi-am pus acum o lună și peste o lună am fost la retuș și sunt extrem, extrem, extrem de încântată de buzele mele. Trebuie să merg peste 10 zile, săptămâna viitoare, nu știu exact când, o să merg la masaj, pentru că pe aici, pe undeva, simt ceva aici, nu știu dacă se vede. Aici am o mică gâlmă, ceva, dar nu e foarte tare, adică nu știu exact ce. Dacă se masează bine, o să se ducă, doar că doamna doctor mi-a spus să nu mă apropii de ele, să le las așa, să vin la dumneai la masaj și se rezolvă totul. Și mi-am pus, nu, am plătit 1 mililitru și prima dată mi-am pus 0,4, aproape 0,5. Și acum la retuș mi-am pus vreo 0,3 și mai am vreo 0,2, ceva de genul, nu mai știu exact. Nu mai știu dacă am 0, mai am 0,2 sau 0,3. Și merg la retuș, nu, merg la, și o să merg la masaj luna viitoare și dacă mai este nevoie, o să mai adaug din acel mililitru dacă nu prefer să se risipească decât să-l pun doar să fie pus. Și cam atât despre buze. O să vi le arăt de machiate și bun. Acum, vreau să vă arăt ce am primit de la Garnier la eveniment. În ultimul daily vlog am fost la evenimentul Garnier și nu am mai apucat să vă arăt ce am primit. Bun, le-am scos aici pe toate pe masă să nu să nu auziți sunete ciudate. Prima dată am această mască. Acum, nu știu exact dacă găsiți în magazine toate aceste produse, pentru că unele urmează să se lanseze sau nu știu exact. În fine, asta este masca. Nu am folosit-o, se poate vedea, dar mi-a spus verișoara mea, pentru că am fost cu ea și a primit și ea aceleași produse, sau cât de cât asemănătoare, mi-a spus că se simte foarte, foarte, foarte rece pe piele. Tehnologie cu efect răcoritor ce reduce temperatura pielii cu 7 grade Celsius. Mi se pare interesantă și vreau să o mai păstrez puțin pentru o zi foarte, foarte călduroasă și tot din aceeași gamă am și niște patch-uri pentru ochi, iar pentru păr am această nouă gamă care este cu cărbune, din ce mi-aduc eu aminte. Da, îmi place mult. Chiar miros super bine. Iar fac o paranteză, pentru că n-am mai povestit de mult și am multe lucruri de spus. În trecut știți că m-am confruntat o perioadă extrem, extrem de lungă cu cojițele. Am descoperit ceva care la mine funcționează perfect. Am o rutină cumva de spălare, dacă vreți să o numiți așa. Prima și prima dată folosesc un șampon de la Garnier. Acum în baie am ceva cu lapte, migdale, nu mai știu exact ce este, dar în trecut tot de la Garnier am avut șampon și mi-a mers bine. Bun, și prima spălare este cu șamponul de la Garnier și folosesc și o perie, ceva din silicon. Mă spăl foarte bine cu acel șampon și cu peria, mă clătesc, iar a doua spălare o fac cu Vichy, cel pentru verde, dar pentru scalp sensibil, pentru că celălalt nu funcționează, nu face cojițe. Stau cu el 5 minute, clătesc și apoi aplic. Acum am balsam, nu mască. Am tot de la Garnier un balsam care miroase divin. Miroase super dulce, îmi place super mult și persistă mirosul pe păr. Mai departe am o cremă pentru corp. O am pe acesta cu cacao. Sunt patru variante pentru această cremă și le-am avut pe toate și preferata mea este cea cu omega-3 și avocado. Parcă așa e. Cea verde. Sunt pe culori. Cea verde e preferata mea, miroase divin. Așa. Mai departe am o nouă apă micelară care este, imediat vă spun, apă micelară cu efect exfoliant delicat. Miroase super. Miroase dulce, miroase bine, dar asta înseamnă că are parfum. 100% are parfum. Da, are parfum. Este ultimul ingredient, dar conține parfum. O voi testa momentan, nu știu exact ce să zic despre ea. În acest moment o folosesc pe cea cu vitamina C. Și aceasta are parfum. Dar momentan îmi merge bine cu ea, nu am văzut niciun fel de iritații sau ceva, dar cred că
mă voi întoarce la cea roz, pentru că din ce mi-aduc eu aminte, aia nu are parfum. Dar o să verific. Și mai am încă una. O mai am și pe aceasta, care este un textură de gel pentru față, ochi și buze cu acid salicilic și cărbune activ. Pe asta cred că o vom testa chiar în seara asta. Să vedem cum este. Așa, am un serum cremă cu vitamina C cu efect de iluminare SPF 15. Stați o secundă. Da, ăsta este un SPF. Chiar l-am testat acolo la eveniment și diferența între mâna cu SPF și mâna fără SPF era imensă. Și din aceeași gamă am eu și apa micelară din aceeași gamă, cea pe care v-am prezentat-o mai devreme. Am și un ser, cremă și cam atât, cred că am. Nu știu dacă mai era ceva, cred că mai era ceva, să zic, nu mai știu exact ce. Așa. Iar aici, tot din aceeași gamă cu vitamina C, am și cremă de ochi cu efect de luminozitate. La fel, nu am testat-o, dar abia aștept să o testez și cred că o să-mi aleg o zi din săptămână când le voi folosi pe toate împreună. Și serum, și crema, și SPF-ul, și crema pentru ochi și să văd dacă mai am ceva. Parcă să zic că mai era ceva din gama asta. Și o mască. Aveam și mască. Da, am și mască. Așa. Aici am un serum cu cărbune. Serum anti-imperfecțiuni îmbogățit cu 4 niacinamide, AHA și BHA. Bun. Am aici unul. Și am și aici unul. Și mai am încă unul. Acest produs l-am de 3 ori, așa că probabil unul dintre ele o să ajungă la giveaway. Iar ultimul produs este tot un SPF, SPF 50. Da. Au venit la fix aceste SPF-uri pentru că vine vara și cultura, deși trebuie aplicat SPF-ul în orice anotimp. Așa arată, la fel nu l-am testat pe acesta, o să-l testez în curând. Ce mi mai place mie foarte, foarte mult de la Garnier, spray-urile acestea cu SPF 50, tot de la Garnier, un fir de păr, din aceeași gamă, oare? Cred că da. Ăsta îmi place foarte mult că se poate aplica peste machiaj. Acesta cred că este produsul meu preferat cu SPF, pe care îl folosesc foarte, foarte des. Și mai am încă unul de la Roche Posay. Bun, acum aș vrea să mă demachiez și deja este oricum foarte târziu, probabil v-ați obișnuit să spun asta. Vreau să mă demachiez și o să mai stau puțin pentru că vreau să descarc tot ce am filmat astăzi. O să-mi ia ceva timp, dar vreau să le am descărcate mâine pentru că încerc pe cât posibil mâine să postez un video și cam asta e planul. Dacă le am descărcate mâine dimineață când mă trezesc, pot să mă... Dimineață, nu chiar dimineață. Vreau să testez apa asta micelară. Nu e chiar apă, e un gel. Ceva. Deci îmi dau seama, nu demachează chiar atât de bine. Poate este intrat în gură. Mai potrivit pentru un machiaj mai lejer. Bun, cam așa arată buzele mele. Cât timp am fost dată cu ruj, mi-au trecut vânătăile sau nu s-a luat rujul din două variante. Erau niște vânătăi ceva mai mari. Ah, ok, nu s-a luat rujul. Chiar mă miram să-mi treacă așa repede. Am avut un ruj foarte, foarte mat în buze și le simt acum extrem de uscat. O să mă dau cu până demachez restul feței. O să folosesc scrubul ăsta. Da, ustură. O să las un pic scrubul ăsta de la Morphe, care este preferatul meu din absolut toate pe care le-am testat. Da, cred că pentru un machiaj de zi este ok.
Însă, eu cred că o să rămân la apa micelară clasică, îmi place mai mult. O am și pe asta, cu textură lejeră de lapte. Astfel, o să folosesc extrem de rar când rămân fără apă micelară. Ei bine, cred că atât o să fie pentru astăzi. Buzele le-ați văzut, v-am spus și prima impresie despre această apă micelară. Mă demachez, îmi fac rutina de seară și v-am spus ce o să fac apoi. Vă las și ne auzim mâine. Bun, și am revenit și ne vedem de afară. Este o zi extrem de ploioasă. Să știți că au trecut câteva zile. Pentru că, știți, cred că ultima oară am filmat când am și testat produse noi de make-up. Și nu știu exact ce s-a întâmplat, dar mi-a apărut aici un herpes. Și m-am super enervat și am așteptat să-mi treacă. Așa că au trecut câteva zile de atunci. Oricum, mare lucru nu am făcut. Iar acum merg să-mi iau mașina. O parchez cam la 2 minute de casă pentru că nu sunt locuri de parcare chiar în fața blocului. Și o parchez într-un loc extrem de sigur, unde sunt foarte multe camere și e cel mai bine așa. Nu mi este greu să merg 2 minute pe jos. Așa, deja m-am obosit. Merg la unghii. Cam așa arată unghiile mele acum. Nu știu exact ce vreau să-mi... o rumă! Nu știu exact ce vreau să-mi fac, dar o să vedem. Și astăzi o să vă arăt și mașina mea, deși a plouat câteva zile, a tot plouat și probabil o să fie un picuț murdară, dar nu contează. Voiam să merg să o spăl, doar că m-am uitat pe vreme și în continuare o să plouă. Și atunci nu are sens. Mi-a intrat ceva în ochi. Bun. Cam asta e planul. Cred că o să vă arăt unghiile, nu unghiile, mașina când mă întorc de la unghii. Pentru că acum mă grăbesc puțin. Și cam asta. Revin cu unghii noi și cu mașina mea nouă. Bun. M-am întors și acesta este primul cadru din noua mea mașină. Înainte să vă arăt unghiile. Cam așa arată, nu știu exact cât de bine se văd acolo. Se văd acolo. Este un albastru bleu neon, nu neon, lăptos, dar foarte drăguț. Îmi plac mult unghiile cum au ieșit. Așa. Și acum o să vă prezint mașina mea. Cred că o să întorc camera. Am găsit și un loc de parcare în fața blocului. Super, mă bucur extrem de tare pentru că am vreo 4 pungi extrem, extrem de mari pe care trebuie să le duc la mama cu haine de iarnă și da, super. Vă arăt mașina după care o să merg până în AFI. Am de dus la reciclat ulei și să-mi iau ceva de mâncare pentru că nu am timp să pregătesc nimic. Și cam asta, haideți să întorc camera. Aici este, bine, o să vă fac o prezentare nu știu cât de bună, pentru că nu mă pricep în mod deosebit să fac prezentări. Dar, da, aici este volanul. Aici... mă place prezentarea mea. Da, așa... Tadam! Aici sunt scaunele, care sunt extrem, extrem de confortabile. Cred că modelului îi spune Recaro. Caro, nu mai știu exact, dar cumva te îmbrățișează scaunul, așa, și aici așa arată în spate. Deci vreau să vă spun că mașina este extrem, extrem de curată. Și aici am panoramică. Așa, ce să vă mai arăt? Nu știu. Cam asta ar fi. Este o mașină automată, logic, pentru că nu știu să conduc mașini manuale. Nu am nevoie de cheie, adică cheia mea stă aici, pentru că am buton. Gata! Așa, să vă mai arăt și unghiile mele. Așa se văd mult mai bine. Iar acum să vă arăt de afară. Hopa, hopa! În primul rând, îmi place foarte, foarte mult că este albă. Și de afară. Momentan nu am numerele mele pentru că trebuie să le schimb. Și așa arată mașina. Să închid ușa.
Și asta este mașina. Super drăguță, abia aștept să-mi spuneți și voi părerile voastre. Este destul de micuță, adică nu mi se pare foarte mare. Așa, stați să vă arăt și din spate. Abia aștept să-mi vină și mie numerele. Așa, și ce să mai zic, nu știu exact. Nu prea știu să prezint mașini. Am mai prezentat una singură aici pe canal. Așa, stați că vă arăt din toate părțile. Sunt foarte încântată, îmi place foarte, foarte mult. Așa. Și cel mai mult mie îmi place din față. Cam așa. Super. Bun, și m-am întors acasă. Nu cred că o să vă iau cu mine Nafi, pentru că nu o să stau foarte mult. Este săptămâna mare, aceasta, când eu filmez. Nu știu exact când o să intre la voi acest videoclip. Și atunci sunt cu pregătirile pentru Paște. Mai am de făcut puțin curat. Mai am de spălat niște haine. De fapt, mai mult am păturele, covorașe, lucruri de genul. Și trebuie să le spăl astăzi pe aproape toate, pentru că mâine și poimâine nu se mai spală. Nu știu exact, trebuie să verific. Și da, merg în AFI, duc uleiul la reciclat, îmi iau de mâncare și mă întorc și mă apuc de treabă. Și cam ăsta este planul de astăzi. Așa, spuneți în comentarii cum vi se pare mașina mea, pentru că eu sunt foarte încântată. Și să spuneți ce părere aveți, cum vi se pare, dacă aveți alte întrebări despre mașina mea pe care eu nu le-am... sau alte lucruri pe care eu nu le-am menționat. Nu știu exact ce ar mai trebui menționat, dar... puteți să voi în comentarii. Și cam asta. Mâine o să vopsesc și ouăle. Vi le arăt, iar apoi se va termina acest daily vlog. Și cam asta. Bun, și o să vă arăt și outfitul meu de astăzi. Acești pantaloni i-am de la Calzedonia. I-am de câțiva ani, doar că erau mari de mine pentru că slăbisem foarte mult, iar acum am îngrășat vreo 5 kg și mi se potrivește din nou, ceea ce este super, super. Bluza asta am primit-o și cred că v-am prezentat-o în ultimul haul cu haine. Îmi place foarte mult că este așa asimetrică și jacheta asta am primit-o. Tot așa, cred că, nu cred, sigur, sigur, este un videoclip și cu ea pe canal. Îmi place foarte mult că este foarte, foarte călduroasă și mi-ador unghiile. Și cam așa arăt eu astăzi. Nu mă pricep să fac cine știe ce outfituri, n-am talent, dar atâta timp cât mă simt eu comod, e mai mult decât super. Cam atât de aici, ne vedem mâine, cred, când vopsim ouăle. Cred, nu știu, vedem.